Continuăm discuția de la Vocile Iașului. În această a doua parte a emisiunii discutăm despre Consiliul de Dezvoltare Economică și Socială a județului Iași. O întâlnire importantă a avut loc astăzi, Comisia ONG. Discutăm împreună cu Angela Achiței, președintele acestei comisii. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Ați avut o listă destul de generoasă de discuții, proiectul privind, de lege privind subvenționarea serviciilor sociale derulate de către ONG-uri, situația sau strategia privind incluziunea persoanelor cu dizabilități în următorii 6 ani, 7 dacă socotim pe toți până în 2020, sau proiectul de lege privind economia socială. Sunt subiecte, până la urmă, importante, de multe ori puțin acoperite de către noi în mass media, pentru că e o problemă foarte largă în același timp. Și atunci vreau să vă întreb de la bun început, care este, nu știu, concluzia dumneavoastră după discuția de astăzi și apoi intrăm și în câteva amănunte. Într-adevăr, Comisia ONG, pentru că este de fapt un partener de dialog al autorităților la nivel local, la nivel regional, central și bineînțeles un feedback constant oferit la ceea ce se întâmplă în comunitate parlamentarilor și vis-a-vis de poziția ONG-urilor pe diferite subiecte. După cum ați văzut, sunt 3 subiecte care afectează în special sectorul neguvernamental. Exact. Sunt subiecte pe agenda publică, pentru că 2 proiecte de lege, cel pe subvenționarea serviciilor sociale pentru ONG-uri și proiectul de lege pe economie socială, sunt în dezbatere în prezent în Parlament. Considerăm că este important ca interesele ONG-urilor să fie reprezentate prin parlamentarii pe care îi are Iașul. Până la urmă, acest lucru reprezintă de fapt esența votului acordat de cetățeni pentru sectorul politic. Deci mulțumiți cei de la ONG-uri deocamdată cum decurge acest sprijin al, nu știu, clasei politice locale? Suntem un pic dezamăgiți de prezență, pentru că nu, deși am invitat toți parlamentarii și am anunțat această întâlnire în urmă cu 4 săptămâni, tocmai pentru a-și fixa în agenda, pentru că știm că programul e destul de aglomerat. Am revenit cu mail, am revenit cu invitație oficială, am revenit cu telefon, am revenit cu SMS. Din păcate am avut fizic prezenți doar 3 parlamentari și am avut reprezentanți de la alți 4 parlamentari consilieri care au preluat informațiile. Acum, privind partea pozitivă, este că cei 3 parlamentari prezenți și-au asumat amendamentele făcute de noi pe cele 3 proiecte și au promis că vor susține poziția ONG-urilor pentru că, într-adevăr, reprezintă interesele comunității. Noi ne vom face treaba și vom monitoriza acest lucru pentru că, până la urmă, ne interesează finalitatea acțiunii și ceea ce se va întâmpla. Luni va mai fi o întâlnire la București la care eu voi participa la Parlament, chiar la Comisia de Muncă, unde se va discuta din nou proiectul de lege pe subvenționarea serviciilor sociale. Doamna deputat Cristina Nichita va fi prezentă ca o dovadă că a preluat poziția noastră și duce demersul mai departe. Va fi și ea prezentă la comisie, deși nu face parte oficial din această comisie, tocmai pentru a susține poziția ONG-urilor. Este o modalitate de colaborare, zic eu, un exemplu bun și se poate multiplica. Da, vreau să vă întreb care este diferența între discursul acesta care are loc în special în perioadele electorale sau preelectorale ale liderilor politici locali sau parlamentarilor, care sunt tot până la urmă lideri politici locali, și ceea ce fac efectiv, pentru că de multe ori, spuneam în discursuri din perioadele de dinainte de alegeri, se spune sprijinim sectorul non-guvernamental. Da, sunt o serie de angajamente finanțăm, care se fac. Sigur că facem, suntem parteneri, dar ce se întâmplă după aceea? De exemplu, cât de mult se adună ca finanțare în bugetul ori fie al Consiliului Județean, fie al Primăriei Municipiului Iași pentru acest sector? Este îndestulător? Este încurajator? Este în creștere? Acum, trebuie să facem o precizare că, în general, ONG-urile nu luptă numai pentru finanțare. S-a nimerit ca unul din proiectele de lege de care discutăm să fie legat de subvenționarea serviciilor sociale, care nu sunt servicii generatoare de venit și e normal ca să existe o finanțare pentru că ele sunt gratuite pentru comunitate. Dar, în general, ONG-urile încearcă să ofere pulsul comunității, așa cum îmi place deseori să spun, la firul ierbii, adică exact ce se întâmplă, care sunt nevoile.
Prin această comisie a ONG-urilor, din care fac parte 37 de organizații, tocmai asta ne propunem, să venim cu propuneri concrete, pentru că în anii trecuți aveam această dificultate. Parlamentarii spuneau, bun, dați-ne concret ce avem de făcut, spuneți-ne pașii care trebuie să facem, dați-ne scris argumente. Ei, asta facem de vreo 2 ani încoace, dar am spus, bine, noi lucrăm, facem aceste documente, oferim feedback, dar să știți că și monitorizăm dacă se întâmplă sau nu și vrem ca această comunicare să fie reciprocă, adică să ne spuneți ce ați făcut, ce s-a întâmplat, care sunt dificultățile, cum mai putem sprijini în așa fel încât într-adevăr să aibă impact. Este o altă modalitate de lucru, ca și orice lucru nou se învață și trebuie să dăm credit, adică investim sperând că vom culege roade la un moment dat. În ceea ce privește, de exemplu, un parlamentar, dacă este să vorbim despre deputatul Cristina Nichita, cred că lucrurile sunt, nu știu, cunoscute, pentru că militează pentru aceste lucruri. A mai discutat și lucrează pentru modificări legislative chiar în această zonă. Da, este cunoscut domeniul și e normal în momentul în care cunoști domeniul să poți fi o voce puternică și a asumat acest leadership și noi o sprijinim, o încurajăm, îi dăm toate armele ca să poată să discute mai departe. Marea problemă este când ajung tot felul de propuneri pentru aprobare, practic avem pe de o parte poziția guvernului și pe de o parte poziția parlamentarilor care vin cu feedback din teritoriu. Din ce am monitorizat noi și din ce am văzut chiar în un studiu făcut de Institutul de Politici Publice, din păcate, cam 90% din propunerile guvernului trec, adică sunt aprobate. 93 mai exact. Da, iar restul sunt a parlamentarilor. Se pare că, de fapt, acolo este problema. Cine vine cu aceste propuneri? În cadrul proiectelor de lege, da, care le-am avut noi astăzi pe agenda publică, sunt venite din partea guvernului, în speță Ministerul Muncii. Din păcate, ei au un deadline care este deja întârziat pentru că trebuia să fie decembrie 2013, în care aceste proiecte de lege trebuiau aprobate, n-au fost aprobate și mă refer la legea subvenționării serviciilor sociale și la legea economiei sociale. Dar nu poți să faci lucrurile peste noapte, adică n-ai făcut în timpul care ți-a fost alocat și acum le trecem oricum numai să treacă, după care eventual vom interveni, vom face amendamente sau vrem modifica și eu mai vedea noi normele metodologice în câți ani vor apărea. Deci nu mai putem lucra așa și nu acceptăm. Și mai este o chestiune, nu par a fi prioritare. Nu se aud discutând miniștrii sau premier eventual, discutând despre aceste proiecte. Foarte rar. Pe servicii sociale nu auzim discutând pentru că nu este un sector care aduce bani. Din potrivă, consumă niște resurse, și se taie deseori dar consumă de acolo prima dată. Mai puțin comparativ cu alte state europene. Din păcate, România este bazată foarte mult pe prestații sociale, mai puțin pe servicii sociale. Prestațiile cresc dependența de stat, de ajutoare, pe când serviciile sociale investesc în oameni și îi ajută să depășească starea de vulnerabilitate și să devină după aia oameni care pot să se susțină, să se autosustină. Și uneori stau și mă întreb dacă ce își dorește de fapt Ministerul Muncii. Vrea să aibă foarte multe cazuri sociale, asistați și care pot fi manipulați odată la 4 ani. De multe ori noi jurnaliștii spunem că nu știu, Ministerul nu știe ce își dorește. Dumneavoastră cum vi se pare? Eu susțin acest fapt pentru că am văzut foarte mulți oameni, din păcate, nepregătiți și ce mă întristează pe mine, deși am aderat la Uniunea Europeană și avem atâtea documente, cadru la care să ne raportăm și suntem obligați să ne raportăm și mă refer aici chiar la strategia Europa 2020, nu se întâmplă acest lucru, ca și cum am vorbit limbi diferite, suntem așa în lumi paralele și tot timpul încercăm să reinventăm roata, așa cum se întâmplă și cu proiectul de lege pe subvenții sociale. Noi avem acum un proiect care funcționează, avem o lege. Acum vrem să reinventăm, să facem o altă lege, facem servicii sociale numai în mediul rural, parcă numai acolo ar fi probleme, le finanțăm doar 3 ani și după care vom mai vedea noi ce se întâmplă, să preia autoritățile. Păi eu stau și mă întreb o primărie care este foarte săracă,
are de obicei și cele mai multe probleme sociale. Exact. Cum va fi în stare acea primărie să asigure finanțare pentru servicii sociale acolo în comunitate și să asigure sustenabilitatea? Deci eu cred că suntem încă departe de a avea un astfel de sistem funcțional. Trebuie să, e ca și cum ne uităm la un bloc cu 10 etaje și începem să construim de la etajul 9, da? Fără a avea celelalte etaje. Și nu e o gândire sănătoasă. La ce ar trebui să fim atenți, de exemplu, noi, cei în care privim acest sector, atunci când vorbim despre acest proiect de lege privind subvenționarea serviciilor sociale derulate prin sectorul non-guvernamental? Marea provocare este că ministerul încearcă să transfere toată responsabilitatea la autoritățile locale privind subvenționarea serviciilor sociale. De fapt, finanțarea serviciilor sociale. Servicii care, am spus, nu sunt generatoare de venit. Deci cineva trebuie să le sprijine și serviciile sociale sunt oferite atât de furnizori privați, din punct în de vedere special ONG-uri, da, cât și autorități. Da, da. Acest lucru va conduce la blocaje, pentru că știm foarte bine că în România nu funcționează contractarea socială, adică nu se cumpără servicii sociale de la ONG-uri. Așa Nu vă simțiți puțin cu mâinile legate în condițiile în care dumneavoastră aveți dialog, de exemplu, cu cei de la Consiliul Județean și cei de la Consiliul Județean se trezesc plocon că trebuie să subvenționeze ei 75% sau din aceste finanțe care trebuiau să vină de la guvern? Astăzi, în întâlnire, chiar s-a dus în discuție de către Consiliul Județean faptul că anul acesta le s-au tăiat bani, deci trebuie să vină ei cu 25% finanțare pentru partea de asistență socială, când până acum venea 100% de la bugetul de stat. Deci, odată le se taie pentru propriile servicii, care le gestionează autoritățile pe linia de asistență socială. Pe de altă parte, beneficiarii care sunt acum la ONG-uri vor trebui preluați de autorități, pentru că nu va avea cine să le ofere servicii. ONG-urile își vor închide porțile, cele care oferă servicii sociale, bazându-se pe aceste subvenții. Și care să menționăm, aceste subvenții care vin acum acoperă undeva între 10, maxim 30% din valoarea costului unui serviciu. Restul ONG-urilor se duce și face fundraising în comunitate, 2% pentru direcționarea impozitului pe venit, mai face proiecte, mai atrage fonduri de la donatori, dacă mai sunt, pentru că mulți s-au reorientat către Africa și Asia. Adică, deci nu vorbim de bani foarte mulți, ci vorbim de un minim. Putem spune prin această măsură pe care a luat-o guvernul la sfârșitul anului trecut, adică să finanțeze doar 75% din ceea ce a finanțat până acum, pentru că așa oricum... Pentru autorități. Pentru deci autorități, pentru exact. Da. Pentru autorități, sigur, pentru consiliile județene. Până la urmă, creează o dificultate majoră, inclusiv sectorului non-guvernamental, adică ONG-urilor? Din păcate, știți ce se întâmplă? Va crește rata sărăciei. Cei care sunt acum săraci vor ajunge în sărăcie extremă. Vom avea și mai mulți părinți plecați la muncă în străinătate și copii lăsați pe la vecini, bunici, străbunici, în cele mai bune cazuri. Vom avea în continuare violență domestică și trafic de ființe umane. Deci toate problemele sociale practic se vor amplifica. Asta înseamnă costuri pe termen mediu și lung, foarte mari pentru stat. Din păcate, nu înțeleg această viziune a statului și în special a Ministerului Muncii. În loc să investești, să reduci cât mai mult starea de vulnerabilitate, tu creezi o problemă, deci tai fără să faci niciun studiu, nimic, nu există niciun studiu de impact. Oprești toată finanțarea pentru ONG-uri și majoritatea sunt în mediul urban și vorbim aici de cam 12.000 de beneficiari de servicii de ONG-uri la nivel național. Te duci să faci servicii sociale în mediul rural, acolo unde n-ai nici asociații, nici ONG-uri, nici fundații, sunt rare comunile. Nu ai de nici măcar un asistent social la primărie câteodată. Și zici, gata, eradichez sărăcia din mediul rural sau partea de vulnerabilitate. Nu se poate. Nu, e logic. Cred că și un copil de grădiniță, dacă îl pui în fața unei astfel de probleme, îți va spune că nu se poate. Dar, pe de altă parte, există un întreg discurs din acesta, și mai ales care se dezvoltă pe fondul unor știri ca aceea care a venit astăzi, că stăm foarte bine din punct de vedere economic. Am crescut în 2013. Există acest discurs că atunci când există sărăcie extremă sau când există trafic de ființe, e vina acelor persoane chiar. Da, sunt săraci pentru că, nu știu, nu muncesc sau sunt pentru că nu știu să se descurce.
Problema este cine face Este aceste și acest tip rapoarte de și discurs. aceste statistici. Tocmai recent am contestat ONG-urile un raport care a fost trimis legat de situația persoanelor cu dizabilități la Comisia Europeană, făcut de autorități, care nu corespunde nici măcar 10% cu realitatea. Deci depinde cine face studiu și ce date vrea să comunice din acest studiu. Asta nu înseamnă că este într-adevăr realitatea, pentru că aș vrea să vină ministerele în teritoriu, aș vrea să meargă în cea mai săracă comună și să stea de vorbă cu oamenii, să vadă exact ce se întâmplă. Așa că știi că în România nu se poate, că ăsta este sloganul, tot timpul când vii cu o propunere coerentă, nu se poate, pentru că noi avem altfel sistemul de taxare, că avem altfel sistemul de asistență socială și tot așa. Trebuie să fim un pic mai deschiși și să încercăm să gândim vizionar, adică să avem o strategie și mai ales că acum lucrăm la această construcție strategică. Deci peste tot se fac strategii, se fac planuri de acțiune, avem și strategia județeană care se discută acum pe dezvoltare economică socială, avem strategia pe dizabilitate, pe asistență socială, asta care țin de domeniul social. Din punctul dumneavoastră de vedere, de exemplu, strategia pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități 2014-2020 nu trebuia să fie gata? Ba da, trebuia să fie gata, trebuia să existe și o evaluare a vechii strategii, cea care a fost până în 2013, și să pleci de acolo cu niște date, evaluare care nu s-a realizat. Ba mai mult, această strategie, care a fost publicată în decembrie, prima variantă de draft, era cât de cât, să zicem, avea o formă că se regăseau niște aspecte legate din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, convenție care a fost ratificată de România și obligație. Deci nu, aici nu există discuții. Trebuie transpus în toate documentele României ce țin de dizabilitate. ONG-urile au trimis completări, amendamente, undeva cam 40 de pagini, așa, dar foarte concret, numai să fie luate și preluate ca să ușureze foarte mult munca Ministerului. Și ne-am trezit că a apărut cu tot o altă draft de strategie postat pe site, în dezbatere. Bineînțeles, organizațiile neguvernamentale și în special cele ale persoanelor cu dizabilități au contestat acest lucru public, pentru că plus că n-au fost invitate la dezbatere, la ultima dezbatere, și există un principiu în dizabilitate la nivel mondial. Nu facem nimic legi pentru persoane cu dizabilități fără prezența acestor persoane cu dizabilități la aceste documente. E ca și atunci cum nu există legalitatea. Dar unde există aceste devieri de la documentele pe care le trimiteți în minister, din punctul dumneavoastră de vedere? La nivelul directorilor din minister, la nivelul secretarilor de stat, al ministrului? Cred că la nivelul direcțiilor din cadrul ministerului care sunt responsabile, sunt oameni foarte slabi, din păcate, pregătiți. Din păcate, nu s-au bugetat bani pentru asistență tehnică externă, pentru că nu e neapărat obligatoriu ca toată lumea să se priceapă la toate. Dar poți să bugetezi bani și să contractezi o asistență tehnică care să te ajute să faci acest proces. Și tot timpul graba, pentru că noi ne trezim pe ultima sută de metri, că avem direct realizat niște indicatori și atunci hai să facem repede, să bifăm că am făcut, să dăm bine în ochii celorlalți și după care vom mai vedea noi dacă putem aplica sau nu. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Cum s-au încheiat discuțiile astăzi? O notă optimistă, o notă pesimistă? E o notă optimistă pentru ONG-uri, pentru că astăzi au mai aderat încă 4 organizații la Comisia ONG. Au fost prezente organizații neguvernamentale și organizații foarte puternice și reprezentative, inclusiv la nivel național. Adică erau 33 și au devenit 37? Și au devenit 37. De asemenea, organizațiile, 10 organizații membri în Comisia ONG au câștigat un proiect. Acum se află în faza de contractare. Probabil în 2-3 săptămâni vom auzi public despre acest proiect. Este practic un rezultat al Comisiei ONG, pentru că s-au solidarizat organizațiile și au pus mâna și au scris un proiect împreună și aduc acești bani în comunitate. Și acum lucrăm la alte 3 proiecte, proiecte de valori destul de mari, vorbim de 600.000 de euro un proiect. Încercăm să atragem acești bani în comunitate, de aceea ne-am coalizat să facem proiecte de impact, proiecte cu care să ajungă servicii la cât mai mulți beneficiari, pentru că e vorba de servicii sociale. Și sperăm că să reușim și sectorul ONG să atragă foarte mulți bani în
în comunitate, că până la urmă și ONG-urile sunt investitori în comunitate și ele creează locuri de muncă, plătesc taxe și impozite, mai mult oferă servicii gratuite în comunitate. Și acoperă lucruri pe care nu le acoperă instituțiile, autoritățile de stat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, Angela Chiței, președintele Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Iași, de la Fundația Alături de Voi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă dau întâlnire luni, seara, de la ora 19 la o nouă ediție a emisiunii Vocile Iașului. Vă urez acum o seară frumoasă, weekend plăcut!